Bun găsit, oameni buni! Suntem la Făcui Podcast aici la Creava, unde totul e perfect și simplu. Înainte să începem discuția cu un invitat foarte special, o doamnă, veți vedea imediat despre cine este vorba, o doamnă care mie mi este foarte dragă și care a făcut multe lucruri în fotbal și o să mai facă inclusiv pentru orașul nostru. Vrem să mulțumim sponsorilor noștri, Sava Inovești în Ud, Ral Films și Amintiri de Calitate. Doamna Lorena, bine ați venit pe la noi! Bine te-am găsit, Răzvan! v-ați întors acasă? Uh, să zicem că da, m-am întors la origini, la rădăcini. Uh, să începem cu, cu treaba asta. De v-ați născut în, uh, în, Craiova, dar ați crescut la București, nu? Sau cum? Când v-ați mutat în București? Uh, Când a plecat la Neilie, cred. Eu nu mă ascund, să știi, și le spun, adică spun vârsta mea. Am născut în 78, deci am 45 de ani. Mulți înainte. Mersi frumos. M-am născut în Craiova și până la vârsta de 9 ani am stat în Craiova. După care, deci eram în clasa 4, pentru că pe mine m-au dat de 6 ani la școală. În clasa 4, deci din a 3 -a spre a 4 -a, în vara respectivă, m-am mutat la București. Și de atunci, până acum 10 zile, am stat în București. Da, trebuie să spunem oamenilor că acest podcast, nu știu exact când se va difuza, însă vine la câteva zile după ce a fost prezentată din nou, la Universitatea creva la echipa, spun eu că de suflet, nu? Acum e de gândit dacă e Universitatea Craiova sau Dacogetica. Bine, ști cum este? un proiect frumos. Uh, uh, gândind, că vezi aici putem să avem două piste. Gândind pe partea mea personală, da, Universitatea Craiova este echipa cu care am ținut tot timpul și aici cu ea m-am născut... Uh, pe parte profesională, prima dragoste a mea este dacogetica, pentru că acolo, practic, m-am născut eu profesional și am crescut profesional. Spuneți-mi despre perioada petrecută la Craiova, pentru că v-ați născut, spun eu, când Nea Ilie Balac era idolul tribunelor. Da, m-am născut. Cred că când... era o copilărie superbă. Măi, știi, vezi, am plecat la 9 ani, am foarte multe amintiri, adică drept dovadă, mi-ai spus unde e locația, știam. Da, da, da. Și știu foarte multe locuri în Craiova și am foarte multe amintiri, inclusiv am amintiri de când eram la școală. Eu am avut o învățătoare pe doamna Braloștițeanu, deci îți dai seama că mi-aduc aminte și ce învățătoare am avut. Îmi aduc aminte și câțiva din colegii mei de clasă cu care, uite, din păcate, cu colega mea de bancă nu m-am mai văzut, am pierdut la un moment dat contactul cu ea, chiar mă gândeam zilele trecute că cum aș putea să iau, reiau contactul cu ea, cu toate cunoscuții mei actuali, nu o cunosc. Așa, am foarte multe amintiri, am foarte multe amintiri cu tata, am foarte multe amintiri de familie, e... Adică, chiar dacă relativ am plecat mică, văd că memoria mea e destul de bună și de stufoasă, așa. Dar oricum, mă gândesc că făceați, adică și în ultima vreme făceați drumuri dese la, la creva și pentru Adi. A, și pentru să știi noastră. că până în momentul în care a murit tata, nu făceam așa. Adică cred că veneam odată cam la un an sau la doi uneori. Și în special veneam să-mi văd bunicii. Bunicii din partea tatălui, pentru că bunicii din partea mamei au stat tot timpul cu, cu noi la București dar după ce a murit tata, am început să vin foarte des. Chiar dacă Ati încă pe, în vremea aia nu era la universitatea, veneam, am venit foarte, cel puțin în primul an, după moartea tatei, cred că am venit toată la două săptămâni. Să ne întoarcem în perioada de copilărie, școala 21, ați spus. La, la școala 21, da, învățătoare, doamna, cum era pe vremea, aia, tovarășa tovară și a Da, da, da. da. Avea o doamnă, nu cred că mai trăiește, era o doamnă foarte elegantă, avea așa un coc special, deci mi l-aduc perfect aminte, închid ochii și o văd. Până în, ce clasă? Până deci, în clasa -a, a, to, a, treia. a treia, inclusiv a treia. A treia și pe aceea perioada București. Da. Uh, cum era copilăria în Craiova, având în vedere că erați fata Marelui Ilie Balaci? Pentru că... Mă gândesc că nu treceați neobservat. Așa. Hai, uite, să știi că din punctul ăsta de vedere nu mai mi-aduc aminte foarte, foarte multe. Adică, nu știu dacă m-am, diferențiat cu mult față de copii normal de pe vremea aia. Nu, asta chiar nu mai mi-aduc aminte să fie avut cumva vreun status sau vreun privilegiu. Ce pot să spun este că mi-aduc aminte perfect că mi-a dat șapte la desen. Din cauza asta? Nu, am A, luat, deci nu eram chiar atât de favorizată, pe de... pentru că, totuși, ei șapte la desen, trebuie să fie realmente praf. Uh, fotbalul vă plăcea încă de, de mică, sau? Da, să știi că mi-a plăcut și. Uite, am niște amintiri, spre exemplu, uh, țin minte cu. Eu nu prea, mie nu plăcea să merg la grădiniță. Da, aveam o problemă. Dacă mergea Loredana, fata lui Boldici, mă duceam și eu. Dacă Loredana nu mergea la grădiniță, nu mă nu duceam vezi. și eu. Da, deci chestia cu grădința nu mi-a plăcut. Și țin minte că la un moment dat era mama la facultate, avea un examen sau ceva și m-a luat ada cu el la stadion. Și mi-aduc perfect Prima aminte... Dată. E, nu nu prima dată, cred că mai fusese Dar asta e o amintire pe care o am foarte vie Pe Oblemenco Cum era stadionul vechi Era o groapă de nisip, știi că avea pistă da, 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 da. Și mă jucam Cu neanelul Oblemenco în, La Nisipul nisip acolo, acolo da. Ne transformasem Într-o într mică plajă Îți dai seama Că am avut o copilărie foarte frumoasă Și am avut o copilărie frumoasă Pentru că toate legendele Craiovei Maxima Cumva, mi-au fost parteneri de joacă la un moment dat. Uite și acum, cum îi văd, știi, așa în vârstă, mi-e atât de drag de ei și mi-e foarte drag. Asta poate s-a pierdut de-a lungul anilor, vorbesc la fotbalul actual, treaba asta de a fi o familie, pentru că, așa cum spuneați, pe vremea aceea. Nu știu, și colegii de echipă aveau relații mai unite, familiare vorbind. Da, mult mai... De... Practic ei era o familie și în, în afara stadionului. Deci chiar erau o familie și în afara stadionului. Cu copiii, cu... cu... Cu toată lumea, da. Adică nu știu dacă ai văzut, uite, cu Lucian Tilihoi, ai văzut că da, am o relație extraordinară. Și bă, deci cumva, vezi, eu ne locuind în Craiova, n-am păstrat așa niște relații. Sunt absolut convinsă că dacă aș fi locuit în Craiova, relațiile erau și la noi, cumva, tot de familie. Dar oricum și așa eu mă bucur că am păstrat o prietenie. Dar când v-ați -ați mutat în București la 9 ani, a fost trecerea grea? Da. Olteancă fiind... Bine, am mai văzut câteva secvențe la podcastul pe care l-ați făcut cu Cătălin Oprișan și spuneați da. că Inclusiv acesta, că vorbeați cu perfectul simplu, era. Da, a fost o, a fost o trecere grea știi, pentru că na, eram învățată, veneam dintr-o comunitate mică, unde toată lumea se cunoștea cu toată lumea. În primă fază, în primele 4-5 luni, în București, am stat un pantelimon la capătul pantelimonului, acolo unde sunt melodia grie. cu blocurile gri, exact chiar acolo, chiar la capătul pantelimonului. A fost o perioadă destul de grea, dar să știi că totuși mi-a dat Dumnezeu mie ca și individ o putere de a mă adapta și atunci da, simțeam cumva schimbarea, dar nu o simțeam. A, în așa hal încât să intru într-o depresie Sau mai știu bine Pe vremea aia nici nu, nu, exist, știa, da. nu existau asemenea lucruri da, erau, erau gesturile părintești așa Da, îmi dădea mama zi. două palme Și mă punea imediat pe orbită Da Cum de altfel uite să știi că nici acum Nu mi este greu Adică da îmi simt viața total diferită față de cum era la București, dar nu pot să spun că eu tot aia sunt și la București și aici. Care sunt primele amintiri dumneavoastră cu Ion Oblemen, cu, vorbesc de stadion, cu stadionul hmm. central, cu fotbalul, cu universitatea? Păi care... astea, asta care îți spuneam asta când cu mă Neanelu. jucam cu, cu Neanelu, ne jucam în groapa de nisip, dar nu mai știu cu ce ne jucam, că îți dai seama că nu aveam lopății, găletuje da, și lopății. Da, da, da. Cine știe, îți dai seama, luase în ceva de pe la Arna Johnny, de pe la... Da, că Arna Johnny era atunci nevoitor. Da, 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 îți dai seama că luase în ceva de pe la Arna Johnny, din magazin, făcuse -mi eu niște ustensile să mă joc. Și meciurile echipei... Da, acima, să cred știi că, era... că de meciuri nu, nu mi-aduc aminte, doar mi-aduc aminte episodul pe care de altfel l-am mai povestit, că noi stăteam acolo la P3 cei care sunt din Crăva știu blocul, și în spate, uh, culmea, aveți ce înseamnă prin ochii unui copil, mi se părea pe vremea aia o parcare atât de mare, mi se părea imensă, am fost, uh, chiar zilele trecute am trecut pe acolo și mă, mă gândeam zi de da, cât de mare mi se părea, o parcare normală, adică nu e așa o imensitate, dar mie îți dai seama de în ochii unui fiind. copil, da, și oricum parcarea era plină de oameni, deci Probabil că erau undeva la 1000 mie și ceva de oameni în parcarea aia, și strigau, strigau la tata, și a ieșit bunica mea, și a zis: Ilie nu e acasă. Și a zis: Atunci vrem să o vedem pe Lorena. Și știu că m-a ridicat în brațe și m-am uh, văzut mulțimea de oameni. Vezi tu, uh, din păcate, uh, toată toată această evoluție a omenirii ne-a îndepărtat cumva de niște, de niște, valori umane. Uite, în ziua de astăzi nu o să mai întâlnești așa ceva niciodată. Pentru că pe vremea aia oamenii cumva erau, își păstraseră puritatea aia de sinceritate. Erau Practic, nici nu aveau atâtea motive de bucurie. Nu că în ziua de astăzi ar avea oamenii cine știe ce motive de bucurie. Acum. Exact. Dar uh, apreciau oamenii care veneau și le aduceau o mică scânteie de bucurie. Pe când în ziua de astăzi, tu vezi că uh, întâlnim mai mulți hateri. Oh. Uite, sincer mă uitam pe mine, nu mă deranjează absolut deloc. Deci pe mine criticile nu, deci nu mă ating deloc. N-am nici cea mai mică problemă. Tam spunea uh, prietenul meu că zice, tu ai citit pe Facebook comentariile la, mă rog, o fițuică din asta. Și urâte, dar am intrat să le citești, ce nu te rog, nu intra să le citești. Ba, da, zic, chiar intru, că nu mă, chiar nu mă deranjează. Mă, și mă uitam, cât de, cât de gratuit aruncă oamenii cu mizerie. Fără. Înțeleg? Să arunci pe bani? Bă, da, adică, par om, un, un câștig material până la urmă, că mă face pe mine nu știu cum, a câștigat 3 lei. Bă, prea voluie. Dar, o câștigă. Dar <laughs> să le faci gratuit în conjunctura în care nu mă cunoști, nu știi cine sunt. Uh, nu este vorba despre viața mea personală, este fix vorba despre viața mea profesională. Adică alegerile pe care le fac eu sunt fix alegerile mele. Știi, dar, vezi, oamenii s-au înrăit în așa hal încât uh, le este atât de greu să mai arunce, cu, să mai spună un cuvânt frumos. Deci vremurile alea sunt total, total apuse. Au murit și nu se vor mai, nu vor mai reînvia. Bine, dumneavoastră că știți foarte bine, lucrând la Cetica și având meciuri de ligi inferioare, uh, la fel la echipa domnului Universității Creva, unde a jucat și Ati și Veneați, la des la meciurile da, de lui Ati. Da. Ați văzut ce pe stadioane, că și da. eu când meciul, eram șocat de ce putea să nu oameni. Da. Eu când au, auzeam, apropo, mă scuzați, de Ati, când, Bă, ăsta e uh, nepotul lui Ilie Bălaci. Bă, nu știu da, bă, da, stai, da. Mă, și da, știi ce. Da, da, da. ce, știi care a fost cea mai tare fază? Erai mai departe de mine. Că uh, stăteam la un meci la rușiori. Deci tu erai, cred că, vreo... Mai în dreapta. Mai în dreapta, da. pe ar veni pe tribunea. -a exact, da, da, da. exact. Și eu m-am așezat acolo. era țin minte că era și era frig, frig. Era frig, da. Că, că frig. aveam o pătură da, pe da, care da, da, mi-o puneam da, 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 pe picioare. Și s-a așezat un moș lângă mine. Și așa, prin minutul 10, zice ăla cu coadă e băiat, e nepotul lui Balaci. Și zic, da, cred că da. M-a întrebat lumea asta. Da, eu zic, da, dom'le, cred că da. Zic, nu știu. Păi au zis, doamnă, da, câți ani are? Păi zic cred că are în jur de 17 ani, cam așa. Aha. Și începe. Bă să-ți fac, bă să-ți drec, da. ba ba stă să stai părul, ba cu tare, ba cu tare. Deci De toată... Că re... în leica, toată că re... Exact, toată repriza l-am lăsat. Bă, l-am lăsat. Dar la un moment dat, cred că era primul 40, te zic, da, vă enervează rău copilul. Zic, zice, nu pot să-l înghit. Zice, ce l-aș lua de părul, aș... Mă rog, îl las. Și la pauză, Uh, nu știu ce m-a întrebat. Și tu, dar așa te trebuie și o ca, uite, ca spectator, dar ce ai cu copilul la ce rău ți-a... Ce doamne, nu mi-a făcut niciun rău, da, uite că e nepotul lui Balaci, ce nu poți să-l înghit. Păi zic, nu l azi nici pe Balaci, a, ce vorbești, da, stau, era... Zice, pa, din era, era icoană adică. pentru mine, păi zic, e nepotul, adică, doamne, nu pot să-l înghit. Și după aia, la, uh, imediat a început repriza a doua, Mă, nu știu ce a zis, să-i fac nu știu ce lumăta. Și îl bat așa ușor pe picior și zic, domne, știi ceva? te am lăsat o repreză, eu sunt măsa. Băi, deci, vezi explozia aia de rușine pe chipul unui om? Că vai mă scuza, ce să te mai scuza acum? dă înainte și zi, dă înainte acum, ce să te mai scuz, că ce să ce? Că ești nezimțit? Nu știi, că vă iertați-mă zici știți care e povestea, zici știți care este povestea, eu nu iert că nu sunt nici preot, nu sunt nici Dumnezeu eu în cel mai rău ca să pot să trec cu vederea în niște lucruri, deci ăștia sunt oameni ei nu au explicații precise, concrete, băi mă enervează ăla pentru de că, că, că mi-a făcut de. aia că, cum să spun uh, poate și eu am oameni pe care nu îi plac neapărat. Dar nu îi plac pentru că ei cumva la rândul lor mi-au pricinuit niște, dureri. Corect. Dar așa să văd... Uite, chiar, mai devreme comentam cu maica mea că am văzut o secvență cu Delia la televizor. Apropo de că toată lumea a sărit în capul ei că nu face copii. Dacă nu vrea femeie. Nu vrea, da. Deci a face copii este o asumare. Nu vrea să-și asume acest... Deci acum dăm cu pietre în ea sau cum? De ce? Știi, ne place să judecăm, așa, ca să ne aflăm în treabă, să vorbim fix ca să ne aflăm în treabă. Dar asta e lumea, din păcate, asta e lumea din ziua de azi. Răutate e ieftină. Gratuită, de Răutate e gratuită, da. Și părem mai interesanți când suntem răi decât atunci când suntem buni. Părem, știi, e vorba aia. Mai bine să zic că sunt al dracu decât prost. Da. Păi nu, una este prost și una e al dracu. Corect. Adică sunt două capitole total diferite, nu poți să pui sau între ele. Cred că și dumneavoastră v-ați lovit că spuneați de Ati, că spun lumea pe stadioane și băieții știu ce e din spatele camerei, că unul e fost cameraman la Universitatea Craiova și unul e actual cameraman la echipa doar. Deci merg și știu foarte bine ce, e, ce e pe la Liga, de știți, a? ce teroare. Și ați s-a lovit de multe ori și am auzit de foarte multe, inclusiv eu i-am mai luat pe bă, ce, 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 ce te, ce, interesează pe tine? cine e sau așa? La vezi, joacă bine, îți dă și două, trei goluri. Da. Dar cred că dumneavoastră v-ați lovit la rândul Da, de, bine, tu gândește-te că, nu, tu gândește că eu m-am lovit de treaba asta de când era timic. Adică acum a ajuns la un alt nivel. Dar gândește-te că m-am lovit de lucrurile astea când era mic. Copil și acum. Când era, era copil. Co chiar copil, adică avea 8, 9, 10 ani, plus că el a avut o perioadă în care era supraponderal, ce caută grasul ăsta, al bagă și pe grasul ăsta că e copilul cu e sau că e nepotul cu e, adică am auzit inclusiv de la părinții ai colegilor lui, că știi cum e, nu ești surdomut. Corect, Adică aud că nu dau replici, nu dau pentru că am cei șapte ani de acasă și nu mă bag gratuit în niște scandaluri. Adică aș fi avut de N ori ocazia să mă bag în niște mizerii, dar nu mă bag pentru că nu știi cum e, că nu e războiul meu, nu mă bag. Dar astea le-am dus și să știi că eu sper că l-am antrenat bine pe Ati din punctul ăsta de vedere, pentru că nu prea îl mai uh, uh, nu prea mai dor nici pe el lucrurile astea Ea a mai ieșit la un alt nivel cred că a tot auzit și a scăpat de a, asta da, de... să vezi când, când a jucat uh, anul trecut la Steaua la meciul cu Dinamo vai de capul a, meu la, acolo, la vezi. pauză toată galeria lui Dinamo și, și el săracul uh, avea teamă, zice, ai auzit cum te-a jurat galeria? Dinamo? uzi am auzit, era vacar, nu avea ce, -s? Au, zice mai bine că n-ai auzit. Tată, ai naiba, să mă înjure. Ia mai nasol este când nu mă înjură Bă, dacă mă înjură tu fiind atacant, galeria adversă înseamnă că îți faci bine treaba. Corect. Corect? Simplu. Deci, mai nasol să nu mă înjure galeria noastră. În rest. Nu s-a întâmplat asta. Și nu nu s-a întâmplat, întâmplat. Nu, 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 nu. Deci, asta e viața până la urmă. De E păcat, totuși, că. Uh, aruncăm uneori cu vorbe uite uh, o chestie tot așa, asta chiar m-a șocat asta pot spune că m-a șocat uh, juca steaua în cupă la Moreni măi, era o doamnă trei rânduri în fața mea la un moment dat l-au faultat pe Atanas dar un fault, știi că el nu este genul să se vaete, să stea pe da. jos deci chiar l-a faultat pentru că l-am și auzit cum a țipat știi și se ridică cu coana respectivă și ce mor, mă, fița armăta! Mă, și mă gândeam, doamne, zic, e femeie, doamne, ea nu avea copii, adică să arunci cu niște vorbe din astea atât de grele. Și, da, nu orice vorbă, că mor nu pe, e exact, fac Și trec. din gura unei femei, pe de altă parte, știi ce nu înțeleg oamenii, din păcate? este că toate uh, vorbele astea care în primă fază ni se par Ah, am înjurat, în economia universului ni se întorc, wow și cum ni se întorc, știi și ți se întâmplă o chestie, te miri de unde și zici, doamne, dar cu ce am greșit eu de mi s-a întâmplat treaba asta, că niciodată nu o să-ți mai aduce aminte că tu la un moment dat, la rândul tău, ai aruncat o energie negativă gratuită în univers, care se rostogolește, se rostogolește și îți vine fix ca un bumerang cu o intensitate de minim 10 ori mai mare. Da, lumea nu gândește așa. Lumea zice, nu? A, am zis și eu ce, a. plec de acasă și mi-am da. băgat și mi-am scos. Da, -a, am mai mă bă cer bă cu nevastă mea și exact, mă duc la exact. în jur. Dar vezi, asta până la urmă este o chestie de educație și o chestie de educația noastră a fiecăruia. Da, din păcate stăm ca la, la da. asta și vedem pe stadioane în orice meci. Da, din păcate la capitolul educație stăm prost. Și știi ce este mai grav? Uh, mai grav este că la un moment dat, fiind la Dacogetica, uh, era, mă rog, în tribună acolo, un copilaj înjura. Maica sa era lângă. Și am zis, doamnă, da, nu e ok pentru el că e prea mic să înjure. ce vreți doamnă că l-am la stadion că dacă da, nu îl lăsam să înjure exact. îl duceam la teatru da, da, da. nu de ce trebuie să asimilăm tot timpul fotbalul cu mizeria, cu înjurătura, cu urâtul cu suburbanul este un spectacol este o altfel de artă pentru că tu vezi fotbalul și nu numai fotbalul Uh, au trecut de mult de de pragul ăla de un simplu sport. De ce trebuie să uh, să uh, exact să asemuim fotbalul cu exact, știți, pui fotbal egal suburban. Cum mai aveam eu niște uh, probleme cu câțiva jucători, uh, le făceau probleme uh, 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 profesorii la școală. Ah, e fotbalist. E un incult și tot timpul mă duceam la școală și spuneam, da, de ce trebuie să-l catalogați? Adică dacă e fotbalist, egal ștampilă, incult. Sunt atâția fotbaliști care citesc, sunt atâția fotbaliști care știu limbi străine, sunt atâția fotbaliști care au o educație financiară, o pentru că mine. nu mai vorbim de facultăți, mastere și așa mai departe. Tu gândește-te că un simplu junior, la vârsta de 16 ani, care semnează contract, el deja începe să-și facă o autoeducație financiară. Se educă singur, pentru că de multe ori ei trăiesc departe de, de familii, trăiesc în cămine, trăiesc în hoteluri, ei sunt toată viața cu o geantă în spate, ei practic, până ajung la vârsta retragerii, ei nu au o casă, ei nu au un loc al lor. Pentru ei, acasă e nicăieri. Sau, mă rog, poate acasă e casa părinților, e singura casă pe care ei o cunosc. Sunt oameni care în fiecare vară sau în fiecare iarnă, dar de obicei vara, pleacă într-o altă parte. Sunt obișnuiți, sunt obligați să cunosc, să interacționeze cu alți oameni, să lucreze cu alți oameni. Tot timpul sunt într-un într self-challenge. Și atunci, ce să avem cu ei, săraci? Să ne ducem ca să ne vărsăm nervii pe ei, că... Că-s fotbaliști. Că-s fotbaliști. Dar de ce nu vărs nervii pe guvern? Că de fapt, o până care la chiar urmă... Până la urmă, toate problemele noastre, ale de -acolo. tuturor astea curente, de acolo pleacă. Spuneați de fotbal că e, e o artă, așa că aveți doi artiști, nu? Da, da. Exact doi artiști. Doi artiști da. Exact doi artiști. Păi, fiecare joacă într-un fel. Unul joacă pe teren și altul joacă la teatru. Scena de pe gazon și scena de la teatru. Da, garb. da, da. E, e, e greu fante. să fiți mamă de doi artiști. Mă, eu doi cred băieți că care nu prea stau pe acasă auzi, din să cauza ceva, muncii. Femeile care sunt... E greu să fii mamă, în general. Asta, da, Înțelegi? Acum... Că mai au și niște meserii din astea. Știu sigur că pe unul nu l înjură nimeni. Că la teatru <laughs> nu, se <înjură. laughs> nu se înjură. Da. Dar este cum să spun, e frumos. E, mă simt împlinită ca și femeie. Vrei să spun că i-am făcut foarte tânără, fiind pe Hristul am făcut la 21 de ani, pe, pe Ati la 26. Cred că dacă aș mai fi lăsat timpul să treacă, nu știu dacă i-aș mai fi făcut pe amândoi, pentru că odată ce înaintezi în vârstă îți prioritizezi altfel viața. La mine, cumva, știi, în mod normal, viața unei femei se derulează în felul următor. Își termină școala, face facultate, se angajează, își vede de carieră, apoi se mărită, face un copil atât. La mine au venit invers. Eu, bine, am și avut norocul și avantajul că am avut parte de sprijinul părinților mei și a bunicilor mei pentru că mi-am permis să-l fac pe Hristu când eram anul 3 de facultate, l-am născut, atunci am putut, am avut și cu cine să-mi las copilul acasă, mi-am terminat și facultatea, poi l-am făcut pe al doilea, după ce i-am crescut oarecum, i-am scos la liman, am început să-mi fac eu propria mea carieră. De asta, spre exemplu, acum sunt foarte focusată pe cariera mea, pentru că pe partea de mamă, Uh, am cam bifat ce aveam de bifat evident copil, copiii ți ajuți tot timpul și nu copilul rămâne copil exact, nu există dar nu-ți mai ocupă timpul ăla ca un bebeluș sau ca la... un copil de grădiniță sau ca un copil de școală e cu totul altfel de timp ocupat și pe Hristu, nu știu pentru că ați venit la Craiova Ati este deocamdată la Craiova pe Hristu ați vrea să-l aduceți la Craiova? să fie pe scena teatrului Mare un teatru de Da, mi-aș dori foarte tare, mi-aș dori foarte tare, doar că la ei e un pic altfel. Nu uh, e transfer. Da, nu e transfer, exact, la ei este un pic altfel. Uh, iar eu, sinceră să fiu, nu prea știu cum merg treburile în teatru, nu știu cum se fac transferurile astea în, în teatru. Da, da, mi-aș dori, mi-aș dori să-l văd pe Hristu pe scena de la Creuva. Dar el e doar pe teatru sau și știu că parcă nu, a fost și într-un serial este la, și este, la pro, nu? Este pe teatru și film, da. Și film, inclusiv mm. film. Ce este adevărat este că îi place foarte mult teatru, dar nu te poți dedica... Pe un segment anume, pentru că din păcate în România știm cu toții ei nu câștigă suficient puțin, da. de mult încât să-și permită să se axeze doar pe un singur segment. Și atunci fac mai multe lucruri, fac și fac și teatru, fac și film, fac și reclame, fac și tot felul de alte activități, da, poate activități din astea temporare. Na. Da, pentru că ce am ce am văzut în ultima vreme e cam în floare treaba cu filmele românești. Adică e bine și pentru actorii de teatru că au, au posibilitate de a... Chiar este. dacă nu sunt actori de multe ori cei care joacă în filme, asta e... Din păcate, vezi, asta este problema. și ajungem la un, la un punct foarte nevralgic pentru că ultimele filme uh, făcute în România care au avut... Uh, să zic un succes așa bă, destul de mare, cam 80% din actorii din peliculele respective nu Mira, sunt auctorii. actori. Și atunci să știi că pentru un absolvent de, de facultate și de masterat este frustrant. Normal. Pentru că, vezi, ei sunt în facultate, ei nu au timp să-și facă un nume ca un influencer care stă toată ziua și se filmează pe o platformă Măcar de Măcar de de-ar fi social. doar influencerul. S-au văzut personaje da, adică, n-ar fi avut niciodată ce să caute într-un film și personaje principale. Da, de asta spun că... Bine, pe de altă parte, dacă stăm să ne gândim din prisma celor care le produc, da, cauți imagine, figuri da. de imagine care să-ți vândă ulterior filmul. Deci, vezi... Aici eu nu prea înțeleg foarte bine industria asta Adică din punctul meu de vedere Cred că ai putea să împletești și una și alta e, e total atipic, nu e ca la fotbal Adică la fotbal nu poți să iei unul Doar că e celebr dacă nu știi să dea cu piciorul în minge Dar Hristos a încercat niciodată cu fotbal Ba da, ba da L-am dus și pe el, cred că în jurul vârstei de șapte ani el juca în echipă cu Ianis Hagi și cu Răzvan Marin la Pro Foarte talentat, stângaci, doar că, pe la vârsta de, cred că 9 sau 10, 10 ani, mi-a spus că lui nu-i place fotbalul. Îl luam într-o zi de la antrenament, era foarte supărat și i-am zis: ce este? De ce e supărat? Și a zis: Mamă, mie nu-mi place fotbalul. Ok? Cred zice, știi că poate o să se supere tata sau poate o să se supere nonu taică mea. Și ai nu o să se supere nimeni, îți garantez eu că nu se supără nimeni. Te-am zis, ce-ți place ție, adică trebuie să avem o activitate extracurriculară, știi? Și atunci mi a zis că îi place să cânt la chitară. Și este ok găsim un profesor de chitară și o să studiezi chitara, nu cânti la Cânț, chitară da, să stai acasă și, și da, am acasă. găsit și uh, a studiat chitara mult timp și, <laughs> și acum cântă? Adică... da, cântă, cântă, bine, cântă acum așa doar pentru el de fapt, da dar, mă rog, la un moment dat, după ce terminase cu tot studiul de chitară clasică și așa a început să trecuse la o chitară electrică, care îmi făcuse părul... Permanent. Nu, deci când începea Hristos să cântă chitară electrică, îmi venea să plec de acasă. Știi că are Michael Jackson un videoclip cu unul care stă într-un fotoliu Exact. Aia eu. Deci, aia eram eu. Deci, am senzația că în orice moment pot să zbor cu fotoliu din casa mea. Păi și Atanas nu spargea prin casă Dacă jucă fotbal Nu, pentru că Atanas Deci diferența între ei este de 5 ani Până în momentul în care L-am dus la fotbal Atanas avea o îndeletnicire uh, Tarzaniană uh, Știi cum merg mămicile cu copii în parc și stau și se uită, unde e cu tărică? Ei, eu nu mă uitam pe jos să-l văd pe Atanas, eu mă pe sus. uitam prin copaci. Atanas de la vârsta de cred că un an jumate de când a început să meargă el bine în picioare până târziu când s-a dus la școală era omul copacilor, nu, omul cățărărilor, era cățărat pe temiri unde la un moment dat cred că avea vreo trei ani și jumătate noi stăteam într-un ansamblu rezidențial în Pipera și aveam acolo un, un loc de joacă cu un teren de basket. Măi și-am venit de la serviciu și l-am găsit pe Atanas suit pe inelul de la coșul de basket. Stătea. Dar cum s-a urcat acolo? S-a urcat pe suportul de la suportul panoului pentru că i-am zis Tău, mă, stai liniștit, de jos, de seama că bă, erau 2 metri 40, cred că înălțimea unui, înălțimea unui coș de basket. Și a zis, eu, frumos, încet coboară la fel cum te-ai suit. Și s-a pus, s-a ridicat cu picioarele pe inelul de la coșul de basket, s-a agățat cu mâinile, s-a cățărat, a pus piciorul și a coborât prin spatele panoului pe uh, suportul care susținea panou. Da, deci nu... Incredibil. Da, da, da. Și totuși cum era uh, grăsuț, cum era... Dacă văd că avea uh, ceva până, din, să facă sport. Da, da, da. Până, până pe la vreo șapte ani nu, n-a fost grăsut. După aceea a avut o perioadă mai statică și atunci s-a îngrășat. Și îi plăcea și mâncarea, evident. Păi, cred că asta da, e da, ceva da, de da, 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 da. și bine, acum arată... Nu, eu a... cred, eu dacă e să-l bine, păstrăm puțin proporțiile și am mai discutat și cu oameni de la, de la club, cu Haaland, are ceva din fizicul lui Haaland. Da, da, da. Cred bine și înălțimea și îl ajută foarte mult fizicul. Nu este un fizic din ăsta filiform. Exact, El da. are o constituție mai englezească, să zicem, mai pe zona aia mai nordică. Exact, da, 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 da. Nu este, adică nu este ca și fizic un un jucător tipic român. De asta spun că Vezi Atanas poate că ar putea să câștige foarte mult Tocmai prin, din cauza faptului că este un, jucă, un jucător atipic pentru România. Da, pentru că noi nu avem atacanți de careu. Nici nu avem atacanți de careu și fizicul lui este atipic. pentru. A, în primul rând că e atipic unui fizic românesc, ca unui român... Da, normal. Normal, tânăr, da, tânăr, da. Unui tânăr, exact. Mai ales în zilele noastre când vedem foarte bine că... Adică... da se îngrașă lumea foarte, foarte ușor și tineri la 20 de ani văd. Da, din, din păcate da. Asta mâncarea, știm foarte bine. Bine, pe el alimentația mă gândesc că din a, momentul care Ase și -a -a o alimentație fără... foarte strictă. Exact. Foarte strictă și nu este că îi impune cineva, și a făcut o autoeducație din punctul ăsta de vedere și are foarte mare grijă ce mănâncă. Dar știu că eu când eram la, la fanatic, acum uh, câțiva ani când a venit tati, v-am întrebat atunci unde stă Atanas. Eu prezent, o avea apartament, îți dai seama că e și eu, vorba aia. Și mi-a spus că stă în cămin, cum ar veni. În cămin, da, da, da stat cu... un an și jumătate la cămin. Da, stat un an și jumătate la cămin. Nu a avut niciun fel de Tratament privilegiat din partea Universității creva? Nu, Cainu. absolut deloc. Nu. Pe dumneavoastră și... Și, nu. și ulterior, nu. Nu, și nici în ziua de astăzi nu are. Au ziua de astăzi cu atât mai mult. Nu, 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 nu dar asta stat la cămin, a stat cu toți copiii, mânca cu toată lumea în același timp. Dar nu a fost greu ca mamă să-l... Um, Cred că ați avut o împlinire sufletească pe de-o parte, că era vorba de Universitatea Craiova și... Știi că... Să știi că nu. Pentru că îmi doream un pic să-l responsabilizez, pe când la București nu aș fi avut pârghile necesare responsabilizării lui. Știți, fiind acasă, acasă, toți avem un confort al nostru din care nu ieșim. Și atunci, venind aici chiar era momentul în care spărgea bariera confortului, își spărgea toate regulile și de asta am și optat pentru că nu mi-ar fi fost greu să închiriez un apartament și să stea singur. Dar nu, n-am vrut. Am vrut să fie genul de instituționalizat, să fie cu toți la un loc. Bine, tu-l cunoști bine pe Atanas și tu ai văzut ce fel de caracter e. El este un, un tip foarte cuminte da, de da, felul da. lui și e un tip liniștit, un pic introvertit într-adevăr. Nu, nu e atât de expansiv cum sunt eu, spre exemplu exact cum este Hristu. și este la fel ca mine, un tip foarte expansiv. Bine, probabil și datorită meseriei. El e un pic mai introvertit și foarte liniștit și foarte scump la vorbă. Da, Dar vorbește foarte bine la interviuri. Da, vorbește foarte bine, da. Dar știi că îmi spunea la un moment dat cineva, vezi, treaba asta că el nu este foarte vorbăreț dă o senzație de că e un pic înfumurat. Nu, pur și simplu este un, este un om care dacă îl întreb de bună ziua, îți răspunde, spune, dacă nu îl întreb, el singur în seamă nu se bagă. Da, să văd asta și în cantonament. în stăți greu, niciodată nu l-am văzut să, să bage în seamă cu jucătorii mai experimentați sau. Da, cu nu, un, nu, antrenorii nu. sau. Nu, dacă, dacă îl noi. întreabă cineva, vorbește, dacă nu. De cum a fost momentul debutului? Ma, deci atunci a fost, cum să spun, a fost așa o, o chestie, mi se părea la un moment dacă e ireal. Știi? E îți dai seama, a fost exact la un, e genul ăla de vis devenit realitate. Știi? Dar pe de altă parte este un vis pe care ți-l crezi în ani. Știi, nu e visul ăla că am, am gândit eu că aș vrea nu știu Muncesc pentru el. Da, adică e visul ăla uh, super muncit. A fost foarte frumos și n-am, a fost așa emoționant, a fost emoționant inclusiv pentru Maica mea Am văzut că a fost camera acolo. Păi gândește-te că a... Maica mea nu mai fusese de 36 de ani pe Oblemenco. De la accidentare de atunci. Da. Deci, era un timp. Și golul? Cu uh, să și cu Dinamo. Da, și cu Dinamo. Măi, eu am avut cea mai proastă poziție ever Uh, am fost ca niciodată, am fost singur atunci pe stadionul Dinamo și am ales să stau în lojă. Și cum sunt, cum, sunt lojele pe Dinamo, că, mă rog, Ducanda nu putem tăi... numi vechiul Dinamo, tăi... că încă este da, da. Dinamo. Eu, în primă fază, nu mi-am dat seama că e la Dagol. Deci, am văzut toată faza, dar nu. A, știi că ai văzut cum se. Uh, uh, Petrece faza așa rapid Nu, nu mi-am dat seama Ulterior când l-am văzut Ca aleargă am realizat că de fapt El de a dat golul Și da, da, centrarea da. a primit perfect da, de, da, de la Gustavo da, poate, da, da, A fost foarte frumos Mi-a plăcut și declarația lui Laurent că am după meci atunci mi că a zis că m-am bucurat pentru atâi ca și cum ar fi fost copilul meu Atât de Bine Acum știi ce se întâmplă E orice om Care este părinte Evident că te bucuri la numai, te bucur de bucuria unui copil. Știi, ai văzut. Uite, spre exemplu, tu care nu ești părinte, îi faci cadou unui copil. Te bucuri de bucuria vezi, lui. Da, te da. bucur cum te-ai bucurat tu, copil. Dar eu, ca, știi, ca părinte, mă bucur într-un alt fel. La alt fel, da, da, da. Exact, mă bucur ca și cum s-ar -ar bucura copilul meu, știi? Ceea ce. Da, a fost foarte emoționant. Adică, tot momentul a fost emoționant. Și faptul că Ati a plâns pentru că și-a descătușat cumva uh, emoțiile și își dorea foarte tare că îmi spusese. Noi am vorbit în mesaje și a zis: Dacă intru, dau gol. Da, dar aș mai zis și mie tot așa ceva de genul ăsta. că Da, o să dau da, bols, deci, da, da, mi-a scris pe WhatsApp: dacă, dacă mă bagă, dau gol. După meci, mi-am la flash interviuri, iarăși și o replică. <laughs> pe mine mi-a surprins plăcut. Mi uh, se că i-am și dat mesaje atunci. Că, bineînțeles, ai insistat, nu mai știu cine era, dar a insistat acolo și interviu faptul că te-ai te, -ai, te -a uitat în sus, sau nu știu, că tot ca să insiste cu Ilie Balaci. Da, da. Și a zis să Sati, eu știu ce vreți voi să faceți, dar să <gătări> știți că la mama m-am gândit, sau nu știu, o chestie da, de genul da, ăsta Da, 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 da. Eu îți dai seama că, mai el este un copil, nu știi, e un pic ciudat să vorbesc despre, să-mi laud propriul copil, că n-am nicioară da. așa și uh, <laughs> laudă, laudă puiul. Uh, el și-a dat seama clar unde bătea toată lumea, dar vezi, în sinceritatea lui de copil, că e adevărat, uh, tata pentru el rămâne acolo ca și bunicul lui da până la urmă era măsa el la măsa da, da, se da, gândea da, că știa da, da, că măsa a umblat cu el pe că tot timpul îi spunea Om, mai pe la ce, pe, ce cu claur mai merge Adică, na, îți dai seama de când a început fotbalul de la șapte ani, pe toate coclaurile din țara asta am umblat. După eu, el. inclusiv am rămas surprins, plăcut că v-am văzut la Liga 3 la noi. De da, stas, la, aproape meciuri. toate meciurile Și am stând, fost. nu cu, <coughs> managerul centrului sau undeva, stăteați între oameni acolo. Da, 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 da eu n-am nicio treabă. Nu am, nu, no. nu am. Mai Și... ce? Bă, vezi că e Lorena <coughs> Da, nu, nu, nu am nicio treabă. Stau între oameni <coughs> pentru că vrei să zici ceva până la urmă. Uh, eu sunt dintre oameni, sunt la un om la fel ca oricare om, adică n-am -am de ce să mă oferez de oameni. N am n-am. Și cum să spun, uh, inclusiv de ăia, ca, știi care e chestia? Ăștia care te înjură în mediul online, în față, ei n-au vor... curaj niciodată să te înjure în față. Asta da, e clar. Niciodată, asta e clar. Ba, știi, se poate întâmpla în față să te perie și să zică vai, ce senzațională sunteți. De să spun că nu mi-a fost și nu mi-e frică de oameni, dar de ce să-mi fie frică dacă am, știi, nu putem să ajungem la gradul ăla de paranoia să ne fie frică de oameni. Și mi-e drag, adică uite, spre exemplu, am fost acum câteva zile în piață. Mă salută lumea, răspund la salut, dacă mă întreabă cineva de vorbă, mă opresc cu toată lumea de probleme de genul ăsta. Da, a fost vreodată un episod mai neplăcut legat de interacțiunea cu oamenii? Da, da. Mă înjura unul, era la vreo 10 metri de mine. Și am zis, fi mai aproape. Dacă Pe ai, Da. Zic, dacă ai curaj, fi mai da, aproape. Hai să discutăm, nu trebuie neapărat să mă înjuri. spune care ține mulțumirea. Ce ce, 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 ce nu-i convenea? Adică nu știu ce ar putea, ce ați putea să, pe cine ar putea să deranjeze, că e, nu vă niciun a, Nu, nu îți spun eu, eternu, eternu, eterna luptă. Femei și bărbați. Nu, eterna luptă a orașului cu cele două a, echipe, ai, înțelegi? la noi, la crema? da, 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 și te-am înjurat de undeva dintre mașini și a zis, a, mă, dacă a... ești bărbat, Vino, vino aici, o să stăm nu, de vorbă. Nu, dacă văd, ești bărbat, bărbat, nu înjuri o femeie, în primul rând. Asta lăsând la o parte. Da, zic, vino să discutăm dacă ai vreo problemă tu personal cu mine. Știi? Aștia sunt și na, na, a venit? Ei, a venit, a venit. <laughs> ce nu, nu, nu. Dar nu, 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 e poți, nu poți să faci așa ceva. Pentru că, da, într-adevăr, ce puțin războiul ăsta între Universitatea Craiova și cealaltă echipă, de multe ori se înjură și se înjură în mod gratuit. Păi dacă eu mi-alerg o parte și eu cred că asta este... Da, voi imaginați vă imaginați-vă cam ce ar trebui să se întâmple la București unde, într-o scară de bloc, stau, stau și dinamoviști, și steliști, și rapidiști, și ce să vezi, că mai sunt și vreo 2-3 da, da, exact. Ar trebui să ia scara foc, adică până la urmă este um, fix ceea ce alege fiecare, ce își dorește el pentru el sau e ca și cum aș veni să-ți spun eu ție mâine, dar de ce porți pantofi negri când tu trebuie să porți pantofi albi? Păi, vezi, este treaba ta că eu vreau să porți negru și treaba tu cu mine. Da, exact. Știi, adică nu pot să-ți impun eu o chestie pe care e musai că trebuie să o faci ca și o fac eu, nu. Până la urmă, diversitatea oamenilor e cumva binevenită. Am văzut comentarii legate și de evenimentul acela de 40 de ani credeam maximă. Da, Mi să -a știi care a fost care a, șocant, a fost toate un glorile. eveniment absolut superb. Singura că singura să zic așa singurul minus la acel eveniment că. Uh, mă rog, da, înfrângerea ca atare, dar uh, să știi că, uite, când uh, am ajuns la stadion cu autocarul, oamenii și-ar fi dorit să facă poze cu componenții crăvei maxima, da, știi? Dar cred că nu a fost stabilit momentul ăla tocmai că nu poți să ai cumva controlul da, 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 asupra că lui. Că erau foarte mulți oameni și nu Da, era pentru că devor. eu personal am rămas la câteva poze și mă pierduse. Nu mă știam și unde... Și știu cum ați, ați întrebat pe mine... Da, 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 -am sumnat, sunt, da, da, nu da. mai știam unde... Și am eram și cu ciupitul de mână și mergeam și povesteam și... No. Da, da, că pentru dumneavoastră cred că a fost ceva senzațională cu toți colegii lui da. Evalaț. Măi, a fost atât de frumos cu ei în autocar. Băi, deci frumos rău pentru că ei, ei în ciuda faptului că au niște vârste venerabile, măi, ei aceeași caterincă da, au da, da, aceleași da, da. glume foarte mișto. Am râs foarte mult cu ei. Nu, sunt, măi, sunt absolut adorabili. Crede-mă. Deci, iar îți spun, Craio -ă, Craiova, orașul ăsta este foarte nor norocos că încă îi mai are și încă mai are mulți dintre ei. Da, și lumea, sunt discuții, dar de ce a zis nu știu ce, ceva, cum a fost și cu Nasorin. Sorin și cu toți zic, bă, stai puțin, oamenii ăștia sunt istorie curată. Deci, adică, știi ce se întâmplă dacă... Dacă erau ăștia, nu uipei, poate universitatea. E, dacă, e, nu, dacă, oamenii ăștia nu erau, poate că Universitatea Creva nu era. Mai mult sigur nu era. Adică nu era ce era ce era nu era, o echipă de Pluton. nu era ce era ce e astăzi. Să fie o ca Dacă oamenii ăștia nu erau, nu, li, nu se punea sintagma campioana unei mari iubiri, pentru că, de fapt, toate sintagmele astea create de Păunescu au, au fost dedicate lor. Exact, dar oamenilor care au făcut... Oamenilor care au făcut acele performanțe. Că ele, evident, s-au perpetuat în timp pe brandul respectiv, e adevărat. Dar, uh, cum să spun, gândește-te uh, legendele Barcelonei, cât de venerate sunt, legendele uh, Milanului, cât de venerate sunt. Numai noi nu știm să ne. Uh, să ne iubim valorile la modul ăsta. Și totuși la noi încă se iubește Uh, totuși 4, și în cra... Da. Deci nu. Ca ai ambasadori, deci, inclusiv asta cu ambasadori. Uh, Haideți să să-ți mei... explic. Eu am mai văzut niște evenimente făcute de alte cluburi. Nu vreau să dau nume pentru anumite ocazii speciale ale cluburilor respective. Și nu a fost niciun eveniment atât de grandios cum a fost ăsta și niciun club nu și-a uh, sărbătorit legendele în stilul ăsta. Adică da, au fost niște marcări de evenimente mai au degrabă. Da. Nu ne-a apărat uh, o sărbătoare din asta făcută, știi. Noi chiar a fost. A chiar a fost asta o -a sărbătoare. Mult timp, da, da, chiar a fost -a o -a sărbătoare, spune. da. Da. Uh, legat de perioada aceea de Craiova Maxima, spuneți că nu vă aduceți aminte foarte bine de meciuri sau deloc? Nu, nu mi-aduc aminte pentru că să știi că eram totuși destul de mică, eu nu mai am n memoria așa de, de la 3-4 ani. Ce, de la, din ce, de an ați început să conștientizați că ce înseamnă Ilie Balaci pentru, pentru fotbalul românesc? Um, Dar când erați mică, cred că atunci era, nu că, da. da. nici nu, cred că, ma, pe vremea nu știu dacă te întreba ceea ce face mai că ta, ce da, lucrează mai scoana, că ta, ce lucrează da, da, la da la pune acolo, te... pune. Da. Uh, să știi că destul de târziu ajunsesem la București. Uh, tata nu mai juca. Uh, era antrenor. Deci la început de anilor 90 atunci. Da. Uh, dar, vezi, e o, e o chestie foarte ciudată, pentru că omul de acasă nu este niciodată asemănător omului din fața camerelor de filmat sau a legendei. Eu îl percepeam pe tata ca pe tata, mi era... Bine, mie nu pot să spun că mi-a fost frică de tata, că nu m-a bătut niciodată exclus așa ceva, nici măcar cu un deget nu m-a atins, dar uh, m-a mai certa foarte rar cei drept. Le avea cu vorbele oricum. de uh, decât mereu. să mă fi certat tata, mai bine mă bătea mama de 10 ori. Deci preferam că mama mai da, mama mai îmi dădea niște... Așa, un elan. Da, da, cum s-a întâmplat la toți, inclusiv Da, Da, nu mai dat nici în depresie, nu m-am mai da. uh, uh, reclamat-o nici la telefonul da. verde. Uh, tata nu, în schimb, tata mai avea un discurs de te făcea să intri în pământ, de ai fi vrut ca în secunda aia să dispar de pe fața pământului. Uh, avea un discurs, mai fără să jignească. Fără să-ți spun o vorbă urâtă, doar din cuvinte frumoase te făcea ultimul om. Ultimul om, efectiv, ultimul om. Mai avea și privirea aia, ochii okay, albaștri, Baștri, da, da, da. care, cum să spun, privirea aia trecea prin tine, măi, te străfulgera așa, îți, făcea, îți trimitea niște săgeți de gheață. Deci avea o, o chestie de genul ăsta. Și de asta zic că, vezi eu, pe tata îl. Percepeam tatăl meu ăla care mă duc, mă gudur pe lângă el, îmi dă bani da, 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 da. cu tare, cu tare, știi. Dar ce pot să spun este că niciodată n-am ieșit din casă sau nu m-am aflat în situații în care să spun, da, tu știi cine sunt eu? O, tu știi cine e tata? Cum? Mie, da. da, sau cine e tata, mie astea mi s-au părut foarte jenante. Să mă. cum să spun? să mă autobranduiesc. A, cine? După ce am divorțat și mi-am reluat numele de, de, fată, să știi că mi-a fost foarte greu o perioadă să mă prezint cu nume și prenume. Mi se părea că parcă mă, parcă mă laud. Știi? Da, 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 da. Uh, și mă trezeam de multe ori în niște situații cu niște oameni care mă prezentam Lorena. Pa mă gândeam, băi, nu e ok că eu mă numesc Lorena Balaci. Uh, nu sunt Madonna, să mă prezint. Da, doar cum Madonna <laughs> cu un nume, știi. Pe de altă parte, mi se părea că dacă spun Lorena Balaci, mă cumva mă pun deasupra um, persoanei. persoanei care sunt de fapt Uau, wow, mi-a fost foarte greu. Cum de altfel mi-a fost greu să renunț la numele meu de fată? Dar a fost, acolo a fost o conjunctură ce să vezi, provocată de taică meu? Sistemul... Pentru că să știi că lumea chiar trebuie să știe treaba asta, că atât de, atât de mult a ținut la prestigiul ginerelui lui încât m-a obligat, efectiv m-a obligat, pentru că eu nu voiam, m-a obligat să-mi schimb numele. Adică eu v-am să mă numesc Lorena Balas, cum mă numeam eu, forever, rendevăr, și el cu numele lui. Deci nici măcar lipite. Nici, nici măcar lipite. Nu, nici măcar lipite. Adevărul e că copiii ieșau cu numele lipite. A, da, Că, da, da, așa da, se Da, civil vorbind, da. da, da, da. Copiii, în momentul în care, în fiecare își păstra numele, când aveam copii, ei ieșeau cu balaci, numele de da. familie lipite. Dar ne-am dus la starea civilă, am completat foile alea și ne-am întrebat aia, numele după căsătorie. Eu am zis, Balaci. Deci era stabilită inclusiv la, la starea civilă. așa. Și după ce am plecat de la starea civilă, m-a sunat tata. Ați depus actele, da. Vezi, tata știa cu cine are de-a face. Și zice, tata, zice, cum te vei numi după căsătorie? Eu, foarte liniștită. Palaci. E, atunci vreau să spun că mi-a zis, băi, fată, uite care e treaba. Te măriți. Te măriți. Punct. Este alegerea ta, este dorința ta. Dacă vrei să te măriți, trebuie să-ți respecti bărbatul, așa că ia numele lui. Și punct. Și am terminat orice discuție. Păi că eu nu vreau. Nu vrei să-i numele. Nu te măriți. Exact, da. Simplu, deci tu trebuie să-ți respecti bărbatul și trebuie să-ți urmezi bărbatul așa cum este el. Vezi, chiar dacă eu eram fata lui, respectul lui de bărbat față de bărbatul care intra în viața fetei lui era enorm de mare. Știi? Așa, și ăsta a fost, de fapt, spiritul în care el m-a crescut pe mine, până evident, eu n-am mai rezistat și am cedat. Că era la un moment dat inevitabil. Adică inevitabilul s-a produs. De asta spun că a fost greu și trecerea dintr-o parte în alta, dar da, și, și reversul a fost destul de greu, da. Dar s-a întâmplat într-o discuție cu o persoană să nu vă cunoască și să audă Lorena Balaci și să zică, aveți o legătură cu da, Balaci? Da, Il da, cunoașteți pe Ilie da. Da, 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 mi se întâmplă des, așa să acum. știi. Da, așa, cum, așa cum? Da, și acum, și acum, da. Vrei să-ți spun ceva? Mi se întâmplă sau... Uh. E cumva coincidență de nume sau aveți vreo legătură cu fotbalistul, regretatul și zic, nu, să în fica lui. Sau, acum, cu tinerele noastre și cu tinerii noștri care nu mai stăpânesc limba gramatică, no. uh, gramatică gramatica limbii române, bine, mă întreabă cum se scrie balaci. Păi cum ar putea să se scrie? Se ar putea scrie cum? Cu câhâi. Mi-a zis Ai balachi. Da, deci, măi, prima dată când m-am, nu știu ce, îmi dădeam numele, în completat ceva o fată la ghișul, nu mai mi-aduc aminte. Și zice cum, zice, Balaci, zic, Lorena, Balaci. Și asta așa o văd. Și zice, cum se scrie Balaci? Cu ci, la sfârșit, dar aia mă gândeam, mă zic, cu ci, nu știu ce înseamnă. și ce Și zic, bă, ală, a când mi s-a întâmplat a doua oară. Ai zis, bă, stai că e ceva. Și am zis, bă, stai un pic că e grav. E o regulă, nu e o Da. Și mă gândeam, zice, da, zic, zice, da, cum se scrie? Zic, cum scrii tu cireșe? Greu și asta. Știi? Adică, deci, cu problemele Actuale la, în, la gramatica limbii române, s-ar putea în viitor numele meu să fie destul de greu de scris. Da. Și Balaciu, nu e un nume. Uh, eu atât cred că de... el, ca și origine, este sırbească. sârbească. Sârbească. Bistreț, acolo. Uh, Bistreț, acolo, pe lângă Dunăre, da. Cred că, ca și eu, ca origine, este uh, sârbească. Mai să știi că, totuși, și dinastia asta a familiei Balaci nu este foarte vastă, în sensul că tata n-a avut frați. Pentru anii 50, să fie un copil singur la părinți da, era... este total atipic. Exact, da. Erau câte șapte, opt. minim trei. Minim trei, maxim. Mult. Mult. Cât dă de domnul. Da, da, da. da. Deci, el a fost singur la părinți. Pe de altă parte, bunicul meu provenea dintr-o familie în care era el și sora lui, deci doar doi copii. Deci ea, ca și dinastie, nu a fost foarte bogată. Adică... Vă întreb puțin, pentru că mi-a dat colegul mesaj legat de numele Balaci. Denumirea se pare că vorbim de la Băl, Blond, Bălai și sufixul Aci. Deci inclusiv treaba asta cu... Da. Părul. Cu părul, da. Uite, asta nu știam. Acum, mersi, Edi. Da. da. Și ea, așa ce mai scrie, de remarcat că locuitorii din satele vecine pronunță Bălaci în loc de Balaci. Primele menționări apar în trei balade sârbești și una bulgară, care vorbesc despre neazul Valac de la Balaci în jurul anului 1282, numindul Balaco de la Balaci. Vezi, am zis că ceva aia, da. este cumva, adică, eu am luat-o ca și rezonanță fonetică. fonetică da, da, da. da, că pare cumva în zona aia sârbească. Pe de altă parte, să știi că tata era un fan al poporului sârb. Al poporului, și când spun al poporului sârb, spun al Iugoslaviei. Cu Tito. Cu tot ce a însemnat sârbi, croați și bosnieci și toate ce bă, Toate națiile stau, nații că stau, că stau, mai stau, sunt acolo, da, da, da. da, deci el a fost un, un, fan. Asculta muzică sârbească, îi plăcea mâncarea sârbească. Spuneați de faptul că era, nu, era singur la părinți? Așa, el era singur la părinți. Bunicul meu, de deci tata lui tata, provenea din, doar din doi frați, era el și sora lui. Deci, pe dinastia asta, dinspre străbunicul meu, Lian, uh, Dinastia Balas se termină la mine. Adică, mă rog, se termină la mine ca și nume. Ca nume, Că da, sora mea are alt nume, da. Da. Da, 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 Dar ca și nume, dinastia asta, din păcate, da, se termină aici. A avut băiat. Da. Pe de altă parte, eu mi-aș fi dorit ca unul din băieții mei să-și fi, lua, să fi luat și numele de balaci doar în... posibil, Este evident că este posibil, dar n-aș vrea să intrăm un... să intre da, într-un da, da. conflict cu taică da, total da. gratuit. Apropo de asta, să... dar vorbim după aia, după podcast. Mi-ați de, de, un moment. Uh, da, spuneați că îi ziceau lui Ilie și ziceau Nu, Nanu, Nanu. Nonu. da. De la ce? Uh, nonu este... Amândoi ziceau? Și da, și da, 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 da. Nonu este bunic în italiană. Tata nu a vrut, nicio, nici tata, nici mama nu au vrut, în niciun moment, să poarte denumirea de bunic cu bunica Tata e mama e. Nu se regăsea într-o astfel de sintaxă. Inclusiv cum adică da, se îmbrăca, cum, adică, îmbrăca foarte deci nu, Da, nu spunea, nu, deci să -i, nu voia să-i spună niciunul din. Bine, la Hristul, în primul rând, că acolo, de acolo a început uh, uh, ideea asta, mă rog, numele de nonu. Uh, și atunci am plecat din italiană Nono, care s-a transformat într-o românească al lui Hristu, nonu. nonu. Da, și atunci așa a rămas Nonu și inclusiv toți cunoscuții mei, toți prietenii mei, toți apropiații mei îi spuneau lui tata Nonu. Deci oamenii care mie mi erau foarte apropiați și sunt în continuare apropiați de mine, nu îi spuneau nici Neilie, nici domnul Bala, toată lumea îi spunea Nonu și lui mama Nona. Dar oricum era, era un om senzațional, era, nu știu, era atipic față de alții, inclusiv cum o spuneam, îmbrăcămintea, da. cum vorbea, avea un stil foarte... Nu știu, mie mi-a plăcut totdeauna stilul ăla de a vorbi și lejer. Era un tip foarte lejer. Da, da. Foarte expresiv, foarte, nu știu... Uh, va... bine, acum și ce se întâmplă. Uh, lejeritatea asta îi venea și din faptul că bă, chiar avea ce să povestească. Adică, nu, niciodată pe el nu-l prindeai în offside cu vorbele. Nu. No. Pe de altă parte, să știi că tata era un tip care citea foarte mult și atunci în limbajul lui, da, lexicul da. se vedea că nu, tu ai văzut, tata nu avea chestii de-alea de să da, da. stai să... În tot timpul avea vorbele la el, era tot timpul... Plus că era și foarte spiritual. Da, 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 da. Știi? A îmi amintesc o emisiune, adică îmi amintesc. Să îmi amintesc. În 97 știu că e o emisiune, cred că este singura din istorie, îmi scap numele realizatorului de la TVR, un un, 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 un om foarte cunoscut, uh, Ilie Balaci, ah, cu, Hage și Nicolae cu Dobrin, Dobrin. Da, 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 știu, știu, Ionel Stoica, dacă nu mă Ionel Stoica, da, da, da. Ionel Stoica a făcut, da, da. da știu emisiunea respectivă, dar să știi că mie mi-a plăcut uh, o emisiune foarte tare cu el și cu regretatul Adrian Păunescu la CEU de la ora 5, o emisiune dedicată în totalitate lui. Foarte frumoasă emisiunea, adică o, o emisiune foarte mișto, Inclusiv pentru vremurile de astăzi și totuși cred că vorbim de anii 92-93, maxim 94. A, deci atunci, la începutul televiziunii, e, fără, ex nici, nici pro TV-ul nu era vorba Exact, aia. da, da, chiar la începutul televiziunii, da, tot pe TVR1, mm -hmm. da. Am mai avut, pe emisiuni dedicate a avut, cred că, foarte multe. Eu știu și la Antena 3 a avut una tot așa... A mai avut emisiuni da. dedicate, sigur că da, dar știi cum e astea de început și făcute super profi pentru inclusiv pentru vremurile de astăzi, știi, rămân așa ca un reper. Dar mai aveți, nu? Adică mă mai uit pe YouTube. La, nu, e, nu mă uit la nimic răzvan, nu, nu? pot, uite, să fac 5 ani de tata. Eu nu pot să-l văd pe tata uh, vorbind. Nu, încă nu pot aproape 2 ani n-am putut să văd nici fotografii cu el nu puteam, deci în momentul în care vedeam o fotografie, o imagine cu el instant buvneam în plâns. aveam o singură fotografie pe care o am și în ziua de astăzi pe noptiera mea pusă de fapt este poza de la mormântare, poza care a stat pe coșciug aia am luat-o da, da, da. eu la mine acasă și din momentul în care am ajuns acasă după mormântare Poza aia a stat non-stop pe noptiera mea. Este singura poză la care am putut să mă uit 2 ani. Ulterior am mai început să mă mai uit prin albume. De fapt, toată treaba am făcut odată o curățenie și am fost cumva obligată și mai dădeam mai da, repede -și la. Și apar peste tot imagini. Imaginile, acum, deci poze, pot să le văd. Dar dacă văd imagini filmate. Uh, vor, nu vorbind nici atât nu pot să-l aud. Nici jucând? Nimic. Deci, uh, mai văd imaginile alea, știi, din meciurile cu Italia, care sta alea, no, nu, care sunt, a okay. Apar -alea. sunt ok. Sunt ok și așa. Mai Dar, uite, a sp -a. spre exemplu, nu pot să mă o la niciun interviu de-al Tata și sunt slavă Domnului, o grămadă pe net. Nu, nu pot, nu pot să-l aud vorbind. Nu, nu, pot. Ca să nu-ți mai spun o chestie, că îi spuneam prietenul meu chiar zilele ieri. Mi-a trimis o poză cu tata. Și a zis, Băi, tu știi că eu am nenumărate momente în care am senzația că el e plecat, dar că va veni și zice, cum? Băi, așa. Zic, Știu că nu sunt nebun. Da, da, da. Că este mort. Că e cât se poate de mort. Adică știi, na, făcând o glumă. Da. Dar... Cred că, și asta îmi spunea el, zice, băi, eu cred că tu ți-ai antrenat subconștientul în povestea asta, el fiind de altfel plecat foarte mult timp. Și cred că atât de tare mi-a mințit subconștientul că tata n-a murit, că tata de fapt e plecat și așa, încât am momente în care am senzația că el e plecat dacă va trebui să vină, că urmează cândva să vină, știi? cred că asta, cred că așa de fapt am trecut eu peste toată perioada asta. Da, și da, îl aveți tot timpul în gând, îl aveți pe piele, da, să spun cum pe piele. Da, da e, nu, poza, că tot vorbim de poză. Da, îți dai seama că l-am tot timpul gând, dar să știi că în momentul în care am niște dileme de viață sau am niște greutăți că eu nu am probleme, eu, da, nu am, frumos spus asta, da. nu, eu nu am probleme, am doar situații în care sunt pusă și trebuie să le rezolv probleme pentru mine. Nu există. Uh, îi mai spun uneori seara, băi uite, sunt în situația asta, fă-mi cumva, dă-mi un semn, scoatem într-un fel, fă ceva, sau îi mai, mai spun, uite, am nevoie de nu știu ce, ajută-mă, nu știu, fă cumva, să fac treaba asta. Sau... Uh, dar știi, ca orice rugăminte, nu-ți vine a doua zi. Nu-ți vine nici a treia, nici a cincea, nici a noua, nici la o lună, nici la două. Îți vine când vrea Dumnezeu. Și atunci trebuie să fii pregătit pentru treaba aia. -ai... Spuneați că vorbeați, adică l-auziți câteodată, vise, spuneați la măsuri. Da, să știi de uite că nu l-am mai visat de mult. Chiar nu l-am mai visat de mult. Da, aveți o relație oricum. Așa... De prietenie, da. adică contează mult. E un de e, relație pe care foarte mult și-ar dori cu, cu părinții. Da, uh, da, să, da, să știi că. Mai să știi că, da eram, da, eram, deci chiar eram prieteni. Doar că el făcuse această relație foarte mișto pentru că, de altfel, uh, bă, eram prietena cu el și spuneam multe chestii și mă sfătuiam cu el în multe chestii. E, să știi că nu treceam spre partea aia care știam, da, eram simt. convinsă că lui nu-i place. Bă, gata. Adică era o mega prietenie, dar cu o limită, știi? Adică nu... Vezi, în ziua de astăzi spui, să fiu prietenă cu copilul. Da, dar copilul să nu uită că tu ești mama lui sau că da, ești da, tata da. lui. Trebuie da. trebuie asculte. Prietenia e foarte ok, dar să nu uită copilul că noi nu suntem prieteni. Uite să știi că uh, chestia asta am avut-o cu Hristul la un moment dat. Din dorința de a fi prietenă și așa, la un moment dat a sărit ușor calul și am spus ală, vezi că eu nu sunt colegite de la facultate, eu sunt mai ta Eu sunt măta exact așa da, am da, da. Eu sunt măta ca atare, vezi că nu poți să sari. Da, da, e niște... o barieră nu poți să sari o barieră care trebuie să existe între noi. Da, foarte, foarte frumos. Bine, treaba asta cu, cu prietenia, între părinți și, și, copii, la fel cum spuneați, am pățesc și eu de multe tot așa, poate că primesc acceptul să vorbesc bine, acum fiind mai mare, dar când eram mic, prima acceptul să vorbesc foarte tâmpenii, poate chiar și înjuram sau nu știu ce mai făceam și tot la fel. Bă, ai grijă că ești aici acasă, nu ești cu aia pe stradă. Da, 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 exact. Adică, vezi, în schimb, tinerii noștri înțeleg, nu prea mai înțeleg. Și nici părinții nu mai înțeleg. Nu, nu, am vrut să fim prieteni. Nu. N-ai cum să fii prieten în adevăratul sens al cuvântului. Da, avem o amiciție, dar eu sunt mama, tu ești copilul. Eu sunt tata, tu ești copilul. Știi? Avea bunicul meu, săracul Dumnezeu, să-l ierte o vorbă. Uh, cine a fost prima dată găina sau ou? și asta era dilema mea, știi că băi, dacă a fost găina, a făcut ou, dar totuși găina s-a da, făcut da, din da, nou, da, 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 dar da. care a fost teva prima, știi? Și tot timpul îi răspundeam lui bunicul meu fix -o cum voiam, ou! A fost pe dreacu ou, zicea. Da, uh, cu fotbal, Nea Elie, când au zis că Hristu nu vrea să joace fotbal, n-a zis... N-a nicio treabă, n-a avut. Dar adică avea discuții de fotbal legate cu ei? Uh, cu Ati, da cu Ati aveau, da, aveau discuții din astea, se uitau împreună la un meci, Ati o enciclopedie fotbalistică. Adică din totdeauna a fost, de când era mic, știe toate campionatele, ca tot, și arbitrii străini, și Liga 2, Liga 3, de prin Germania, de prin Anglia. Deci el a fost tot timpul foarte pasionat de treaba asta și vorbea cu tata, mă rog, schimbau tot felul de impresii despre fotbalul din străinătate. Și la, în România se uitau la meciul oh, meu? da, se uitau. Se uitau. Îmi pare rău, asta va rămâne, e un regret, pentru că chiar aș vrea să văd pe Ilie antrenând în România, să-l văd Măi, eu, pentru că așa... Dacă vedefin... îți spun, eu alt regretam, pentru că totuși l-aș fi vrut... L-aș fi vrut acolo, lângă mine și lângă mama, în tribună, când a debutat Știu că probabil că avea emoții 4 miliarde la mie. Uh, știu că probabil uh, orice ar fi făcut Tatăl Nas, n-ar fi făcut bine știu că ar fi fost niște discuții între ei, nu între ei, din partea lui taică pentru că Ati oricum n-avea curaj să-i răspundă nimic și el doar asculta, săracul și Ati primeau un tratament din ăla de teroare dar mi-ar fi plăcut să trăiască momentele astea alături de noi, că sunt convinsă că le-a trăit dar l-a trăit într-o altă da, dimensiune. Pe a fost sigur atunci. Da, cu siguranță. Dar l-a trăit într-o altă dimensiune. Mi-ar fi plăcut să le trească cu noi acolo, știi? Să, bine, parcă și vedeam. Băi, ce facem? <laughs> bine, știi că noi tot timpul râdeam că noi am avut o casă foarte mare la Craiova. Și cred că cu vreo trei ani înainte să moară tata și tot am avut o discuție din asta ce facem cu casa, murise bunicul meu, bunica nu mai putea să îngrijească singură casa, casa începea să se degradeze că este normal o casă în care nu se locuiește, automat se degradează, până la urmă am luat hotărârea să vindem casa. Cumva mai mult împins de maică mai așa și... Asta și vorbeam cu mama. Doamne, cum ar fi fost să trăiască tata și să se fi întors la Craiova, eu să fac drumuri dese la Craiova și așa, așa și noi să stăm într-un apartament. În nebunea tata v-am spus să nu vindeți casă, să nu vinde în casa. Că... Știi, păcea el Dar ce zi, făcea și zi, cumpăra. Sintag maia de a rămas tipărită pentru Craiova, m-a pentru la Craiova o să mor. E, e care a rămas așa. Mai răzvan, să e. știi că eu am mai spus. Băi, mie mi îmi pare rău că lumea nu a înțeles, nu l-a înțeles pe omul Ilie Balaci. Deci, omul Ilie Balaci a fost un vizionar, crede-mă. El nu că a fost geniu ăla din teren care evident, deci clar, dovedit, a fost se, un nu se geniu. Nu m-am uitat. Deci, a fost un geniu. El a fost un geniu și ca om. El avea, cum să spun, avea puterea de a anticipa anumite lucruri. Mai avea o, o putere de, de, din asta de îți spunea niște lucruri care se întâmplau peste câteva luni. Și nu doar fotbalistice? Nu doar fotbalistice. Plus, uite, tata să știi că nu era vreun businessman. Măi era brici, avea o gândire logică extraordinară în ceea ce privește dezvoltarea unui business. Cu toate că el nu făcuse business și tata n-a avut businessuri. Tata n-a avut nici măcar o firmă pe numele lui. Înțelegi? Dar, vezi tu nu știu dacă că nu putem vorbi de o educație aici. Uh, era pur și simplu, era o chestie a lui din născută. interior născută, exact, exact. Dar el a lucrat în zona Arabii, mă rog, zona aceea, în anii 90 în Golf, într-un moment în care nu era atât de dezvoltat și atât ce a ajuns zona aia și, și stau acum și să mă gândesc la câte trofee, nu zic, Bine, nu vreau să atac, dar noi spunem de olăroiu că omene ce mai mare antrenor român și așa dar e până la ce a câștigat zeci de trofee din zonele alea și exact este foarte simplu acum să lucrezi să lucrezi în zona aia că ai sunt fotbaliști de? Uh, sunt fotbaliști de milioane de euro lumea este deschisă uh, nu că pe vremea aia nu ar fi investit că iar existau pentru perioada respectivă în zona aia, erau mulți bani. Dar fotbaliștii nu erau deschiși să vină către zona aia la vârste de genul 22, 24 de ani, 26 de ani. Ceea ce acum toată lumea se îmbulzește să se ducă da, în zona bani, aia. Exact. Și atunci el a făcut niște. Încă o chestie. Măi, el a făcut niște performanțe în într-o eră în care nu exista internetul. Dar să știa ce se întâmplă pe acolo. Adică știa că de în țară. bine, eu eram în țară, da, știam pentru că vorbeam cu ei la telefon. Dar nu, el nu se putea documenta. A, da, nu există. DVD, dar ce la... Cine știe când se ajungea DVD-ul, DVD-ul, cine știe ce meci era. nu făcea analize, cum? Păi nu făcea. Și imaginez, cred că cu limba era teroare acolo, cum se înțelege. El vorbea engleză și franceză deci, și ei, cred că vorbeam franceză în uh, Nu, în, în, uh, în Arabia sau uite și la Dubai vorbesc engleză. Da, da, da. Dar uh, gândește-te că juca în Sudan, în Oman, în Nigeria, în insulele Capului Verde. Da, deci asta, asta când a antrenat în Africa. După aceea juca în Japonia, în Malezia, în Irak, în Iran, în Afganistan, în Naiba în praznic în Pakistan. Dar ce țări? Deci gândește-te că el se ducea în blanc. Dar nu era nici. Jucăm cu știa o echipa, că o vedeau la tragerea la sorți. Și atât. Informațiile ajungeau foarte greu. Deci el pleca cu o strategie de el, nu știa ce găsește la fața locului. Că, da, poate venea vreun CD Până venea. Da. Ce Poate face? o iau schimba o echipa de 10 ori. Deci, e foarte simplu de lucrat acum. Când îți urmărește adversarul, știi foarte clar cu cine te lupți, știi foarte Ce clar Ce Stafie acum, cu analiz video. Cu, cu tot, tot, tot. Pe vremea era tata, și cu Andrei un secund. Atât. Și de obicei era român. A, nu știa. Întotdeauna era român. Știu că i-a ajutat pe foarte mulți dintre da. ei. Da. Și chiar și pe Neatică Oțe la Da. Da. -a luat cu el. Da. Pe mulți i-a ajutat. Nu. Da. Tata era un om care a ajutat foarte multă lume. Foarte multă lume. Și poate multe dintre ei nici nu se știu. Mm, Majoritatea. Cu fel. siguranță, da. Da. De asta zic că da, performanțele pe care el le-a făcut dacă am duce unul în aceleași condiții de atunci. Ultima dată am întrenat în Oman, sau unde? În Oman. În Oman. În Oman da. 2000, cred că e fixat atunci, 2017-2018. Da, da. La da. Ultima echipă. În Oman. Și, și prima? Păi, prima a fost uh, uh, Club African de Tunis. Deci în Tunisia. Mhm, uh -huh, în Tunisia. Se pare după anul 90 să ajunge acolo, nu știu cum a ajuns, da? În, deci în 90... Cred că era da, primul rom... antrenor român, nu? Sau a mai fost cineva înainte? Nu, 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 nu. Nu, nu știu, a ajuns printr-o conjunctură cumva la federație, o chestie, a venit cineva la federație, el era acolo, căutau antrenor, nu știu, pur și simplu, știi cum e când îți deschide Dumnezeu un drum? Te trezești că ești într-un drum cu cineva. Și te întreabă la, nu vrei să mergi cu mine, nu știu unde? Tu n ai altceva de făcut. Hai. Ba, merg! Și de acolo ți se deschide o perspectivă, un drum. Pentru că el. Ați fost, fost se... cu, el. Hmm? -a cu el. Nu am fost ca să stau permanent. Dar am fost peste tot unde a fost tata. Dar ca să stau permanent, nu. Nu pentru că uh, el a plecat într-un moment în care eu, eu treceam în clasa 8. -a, și au decis că nu este tocmai oportun să mă dezrădăcineze. Și să contractul era pe un an, era fix anul ăla pregătitor când dădeam la liceu. Dar nu se știa ce se întâmplă. Nu se știa adaptarea. exact, da, da. Și atunci eu am rămas acasă cu bunica mea. Deci Tunisia, primul club. Apoi Maroc. Maroc. Deci a fost în Tunisia, a fost în Maroc? Da, apoi a fost Dubai. Da, dar nu e Dubaiul pe care lumea îl cunoaște acum. Nu este Dubaiul pe care lumea îl cunoaște acum, este un Dubai, un incipient de da, Dubai. A, cum se numește zona aia? Dubaiul vechi. Deci, a, ia uite, deira. Deira, deira. Deira, deira, deira. Dacă era, a fost da. și acolo, ce acolo? <laughs> Că energii. în Deira, da, 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 da. Uh, bine, era Deira și un pic mai modernizat pe lângă. Dar nu uh, ce acum. <laughs> nici pe departe. După care a fost Arabia Saudită, a fost o perioadă cu Veit, așa, după aia, bă, iar s-a întors, mă rog, la un moment dat era când la Dubai, a fost și la Lain, Anșa, după care iar s-a întors în Arabia Saudită, iar s-a întors la Dubai, știi, a avut o perioadă în care un an era într-o parte, un an era într-o parte, după aia a fost în Cuveit. După aia a fost în Sudan? N-am fost în Sudan. Uh, și după aia a fost în Oman. Țări, niște țări pe care românii nici nu puteau poate să mai fac vacanțe pe acolo, dar atunci da. românii. Cred Bine, că asta a fost și, Eu uh, cred că asta a fost problema românilor și a presei, spun eu, în acele vremuri când nu relatau exact ceea ce face Iebala pentru că era o temă de era necunoscut. Era necunoscut. Păi, ce fac nu, dar bă... vrei să zic ceva inclusiv. Ajungeau veștile foarte, foarte greu. Ajungeau pe Reuters. Nu știu pe Reuters, ce. Adică, da. Veștile ajungeau da, greu. A campionatul și. Au câștigat campionate, a câștigat cupe. Exact! Care are, e cel mai important trofeu? Uh, păi uh, are și Cupa Campionilor. Champions League deci, tu gândește-te că este antrenorul care a câștigat două cupe ale campionilor deci, da? a pe, de două, Asiei, care pe două continente diferite. A câștigat odată Cupa Campionilor Africii, deci Champions League de Africa și odată Champions League de, de Asia. Asia. El are să, să, ne dăm seama exact... De dimensiunea... Dimensiunile, pentru acum vedem... Pe Răzvan Lucescu a ajuns în finală cu Olăruiu, cred că și câștigat Nu, nu, nu mai știu exact. Da, nici eu mă nu rău, știu. Dar oricum... Și e relatat, domne, ce am făcut. Și a fapt, mai ajuns aș... o dată în finală da, și a pierdut finala. Și le-a câștigat, nu că? Și -a da, ajuns și, pe două, două continente diferite, da. ceea ce vrei să zici ceva, uite, nici nu știu dacă are cineva. Uh... Uh, cupa uh, Champions League-ul câștigat pe două continente da, diferite. chiar e de căutat asta, chiar Da, e de căutat, exact. Și Ilie Balaj trebuie să spunem oamenilor și asta s-a propagat, cel puțin în ultimii ani, ai săi de viață. Ilie Balaj nu era un antrenor scump. Nu. Deci nu era. Nu, și mai deci, acum ce sume se vrei, Nu, vrei să spun ceva? Sumele alea cu milioane, cu paramilioane, zeci de milioane, din punctul meu de vedere, dacă e să mă întrebi și acum la antrenorii români, sunt ușor exagerate. Dacă nu ești Messi și Ronaldo sau uh, nu ai un nume uh, cu rezonanță mondială, în zecile de milioane de euro sunt ușor exagerate. Păi ce se dă prin... Din punctul meu de vedere, acum nu știu ce să zic, dar nu-mi nu vine să cred. Pentru că, indiferent de cine am fi noi la noi acasă, acolo suntem nimeni. Sau aproape nimeni. Pe de altă parte, uite, știu de când a antrenat tata, da? de acum 20-25 de ani. Ei aveau o predilecție și o deschidere către tot ceea ce însemna brazilian. Că tata și spunea Să dea naiba, dacă îl cheamă Jose și joacă, vine de și, la nu știu, inio, la Exact, și vine, nu știu, din ce ligă Braziliană, e tocmai e, Neapărat e și bun Zice, ăștia așa îl cataloguează, știi da, 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 Ulterior, vezi, și s-au mai emancipat Și-au dat seama mai, clar. La nivelul Europei, că vedem ce se întâmplă în Arabia Saudită. Exact, exact, da. Dar aveți amintiri din acele vremuri, prin țările astea? prin Tunisia, Oh, bă, da. Îți dai seama că am, pentru că. Copil, uh, mă rog, tânără fiind, da, am, nu, da, am foarte. În primul rând, de acolo mi-a cumpărat prima mașină când am împlinit 18 ani. Dumne. De la Dubai. Da. Da, mi-a adus-o cu vaporul, cu containerul, la în port la Constanță, e o întreagă nebunie, da? Uh, mi-a cumpărat o mașină foarte frumoasă, aveam pe vremea aia un Nissan 310X, cabrio, o nebunie de mașină. Uh, mașină bulă, cap, uh, uh. o nebunie de mașină cu 3000 de centimetri, fugia uh. de rupea pământul, mă rog. Uh, N-am fost foarte mulțumită de această mașină pentru că era extrem de joasă. Uh, fa pentru care a fost foarte drăguț și mi-a dat porșele lui. Așa și-a luat el mașina asta. Păi aia nu mi-a mai plăcut nici porsche că tot era și aia Joas. joasă, dar nu chiar cum era Nissan-ul. Și am început eu o aventură din asta cu mașini, că uh, sunt foarte instabilă când vine vorba de mașini. Am o marcă preferată și numai pe aia o prefer. Mercedes. Și... Da. Mercedes. Și asta era și marca lui preferată. Da, Mercedes. Și am făcut ce am făcut și le-am tot vândut, el mi le cumpăra, eu le vindeam, îmi cumpăram altele, nu-și lua el bine o mașină că eu luam eu, deci a fost așa, era și frică săracul la un moment dat să-și mai cumpere o mașină, aici vine fi și iar mi-a mașina Da, era... Nu, dar la mine, iar eu sunt cunoscută în familia mea, dacă își cumpără cineva o mașină și îmi place mie, o iau eu. Păi și cum faceam cu copiii? Copiii atinare premis, nu? Nici Hristu. Nu, nu. Și nu vor? Pati acum dă niște semne care vrea să-și a permis Hristul încă nu dă semne E un timp mai comod din punctul ăsta de vedere Iar pentru mine ca mamă stau foarte liniștită Că nu Că nu și-a luat niciunul carnet Foarte la, liniștită stau da, La început, dar trebuie să începe de undeva Trebuie sigur Da, -ă, Știi ce se întâmplă din, din păcate pentru vremurile astea Nebune în care trăim Și în, într-o țară în care totuși Încă infrastructura în tot ceea ce înseamnă transportul public în comun nu este foarte bine pus la punct, da, e o necesitate. Că n-ai ce să faci. N-ai altă soluție. Adică nu ai cum să pleci cu trenul de la București la Craiova și să faci 5 ore jumătate. Nu ai cum. Nu ai cum în 2023 să pleci cu trenul indiferent că este el de stat sau că e privat, privat da, nu Și să plătești din punctul meu de vedere o sumă foarte mare, adică 110 lei un bilet de tren. E mult pentru ce oferă. Pentru ce oferă și pentru cele 5 ore și jumătate pe care le stai pe 230 de kilometri, mi se pare foarte lei, mult. 110 lei cred că e Prețul, jumătatea benzina pentru... Păi, acum depinde, 20. uite, mașina mea, care este o mașină hibrid și consumă 4,5%, de da? Duci, cu două, deci, de lei, eu, eu cu 200 de lei, adică cum ar fi un dus întors craiova bucurești bucurești craiova păi eu îmi fac plinul și mă duc și mă întorc de vreo două ori. Yeah, exact, da. Sau mă duc, mă întorc și mă mai și prin prin Craiova vreo două <laughs> da, săptămâni, dau ture yeah, așa yeah, exact. de... Da, uite, vezi, din păcate a devenit o necesitate. Deci, degeaba sunt campaniile astea și la detalii naționale și locale, pentru că nu, nu. Mașina o necesitate, nu prind, uite, n-ai încotro. Da, din păcate. Deci, cu mașinile. Ați avut așa o plăcere? A, să știi că da, asta a fost pasiunea mea, și în continuare mi-a rămas pasiunea asta, numai că vârsta normal m-a mai domolit un pic. Adică... <laughs> deci, Dar cu viteza, lui. nu? Nu, 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 doar așa nu. Așa cum arată ele? Nu, nu, doar cum arată. Nu, pot să am orice tip de mașină cu câți cai putere de Dumnezeu sub capotă, eu fix la fel merg. Nu. Deci ăsta este stilul meu de mers, nu. E vorba de design. Da, la mine de, de fapt de confortul mașinii, de confortul meu din interiorul mașinii, că eu la fel merg. Și la fel nu-mi place să o duc la spălat. Eu am, deci, eu am non stop mașina murdară. Consider... că cu, acum e cu astea că e Deci, în primul seren. rând, că nu mă văd în pantof cu toc și îmbrăcată frumos <cute> cu să stau, ștalga. să spăl mașina asta una la mână, doi la mână, nu știu de ce am, am considerat tot timpul că treaba asta cu spălatul mașinii e fix o treabă de bărbați. E de bărbați, da, da, și eu spun la fel. Și de asta nu, ca femeie, nu. evit să mă duc și să, să o spăl și mă trezesc mai tot timpul ca mașina murdară și de fiecare dată îmi cer scuze față de ea că e foarte drăguță cu mine și mă duce și mă duce și are grijă de mine și așa și eu sunt un pic, ce să zic, nu am grijă de ea ca să nu zic cum sunt. Spuneați că primul club a fost în Tunisia, apoi a urmat acestea de pe care ați pomenit. A avut un loc mai Bine, cred că Dubai, mai aproape de suflet, nu vorbesc de Craiova sau de București. Uh, măi, singurul loc aproape de sufletul lui era Craiova. Atât. Deci, el, știi, că la, la un moment dat mă contram cu el, bine, el. Uh, eu am, o, am un vis al meu. Și asta l-am de mult, de când eram foarte, foarte tânăr, eram o copilă. Am un vis ca la bătrânețe să mă duc să trez la Monte Carlo. Asta e visul meu. Da. O joc, o să realizez sau nu o să realizez. Dar încă e visul meu, sunt constant în acest vis. Și tata am spus tot tip. ce Monte Carlo, mă tăticule, că la Creva e mult mai frumos decât la Monte Carlo. Mai mă, tată, încetează, te rog, eu frumos. Băi, ce spune? zic, hai că faci și mișto de mine și mai enervezi păi tată, dacă îți spun Craiova e mai frumoasă decât Monte Carlo păi tată, e mai frumoasă decât... hai mă, toată încetează și să știi că avea așa o convingere măi, atât de tare iubea orașul ăsta și locul ăsta încât nimic niciun alt loc pe fața pământului nu îi se părea mai interesant decât Craiova lui da, în condițiile în care în 1900 84-85 atunci, știm foarte bine că n-a plecat în cele mai bune condiții de la Creva. Da. După ce s-a accidentat și da. n-a mai știi, fost. Vrei să zic ceva? Tu știi că e vorba aia românească, că nimeni nu-i profet în țara lui? Exact. Uite, eu îmi doresc să, ca eu să sparg aceste bariere. Și cumva să să ne depărtăm un pic de treaba asta, știi? Că el chiar n-a fost profet în țara lui și poate reușesc eu să-i îndeplinesc măcar o parte din vis. El a fost profet în alte țări. El a țări. fost profet în alte țări, da. Pentru că, vedea, uite, când discutam într-o mică pauză că eu o să ajung în Tunisia, uite, chiar vreau să ajung pe acolo să... Și dacă o persoană vă spune roată că numele de bani, deci ce înseamnă că e un lucru care a rămas acolo și cum uh, da, la Să preget. știi că cei de la Club African, uh, chiar acum cred că vreun an sau doi, puseseră pe pagina mea da, 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 de da, Facebook. Da, 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 pe Facebook, da, 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 mi-am da, mi că mi am da, da, știne, da, da. da. Deci e o chestie. Și la noi. Adică este o chestie că e un străin în primul rând, și, și chestia... ei sunt naționaliști, sunt de Da, fără e, discuție. Acolo... Și, plus, că este o chestie de 30 de ani în urmă. Da, nu e. Nu că e. Dacă era clubul din Omar, mai ziceai. Da, ultima da, da. da, nu. i au purtat un... o mare iubire și un mare respect. Nu tata. Da. Dar da. da, el iubea. Da, el iubea Creu. Cred. Da, fără discuție. În, deci de la Craiova a plecat la FC Olt, nu? De la Craiova a plecat la FC Olt. Apoi uh, la, la Dinamo, dar indiferent, pentru că știm foarte bine că a avut o relație specială cu Mircea Lucescu. Da. mă rog, l-a ajutat Mircea Lucescu în L-a ajutat. Da. Deci chiar l-a ajutat. Uh, cred că și la Dinamo. Nu știu, a apucat vreun meci contra Craiovii? Mm, nu cred. M-am tot gândit la treaba asta, n-am nu, găsit nu să, cred, nu, să fie jucat nu cred, Nu cred. Pentru că el și la Dinamo când s-a dus a urmat o perioadă de recuperare. Da, da, da. da. Deci nu s-a dus apt să intre pe teren. Dar să știi că lăsând la o parte toate rivalitățile galeriilor și așa Dinamo chiar i-a întins o mână de ajutor lui tata. Iar oamenii ei au apărut în viața lui când el avea cea mai mare nevoie de ajutor din partea cuiva. Și, din păcate, vezi, la Crăva n-a găsit înțelegere, ba, mai rău, n-au știut cum să-i dea în cap. Și atunci, uite că a existat undeva un om, un club care a întins mâna, care i-a dat o casă, care i-a dat o pâine, care i-a dat o masă, știi cum se zice, -a -a. și cumva a putut în continuare să-și întrețină familia, pentru că până la urmă și pe vremea aia tot despre asta era vorba. Mă, da. Și nu erau bani nici ziua de azi să ieși că nici, stai trei Nici vorbă. Ani, din nici să vorbă, da. Dar, uh, deci în perioada aceea el a avut o accidentare gravă, dar nu una pe care ziua de azi stai cum să o uh, uh, Da, nu. Recuperezi. Deci n-a uh, avut o accidentare gravă. Uh, evident că pe vremea aia nici metodele de... Uh, chirurgie, nu era o în ziua de astăzi și așa mai departe. Nu cred că nici recuperarea nu a fost tocmai cea mai potrivită. Dar să știi că în capul lui cumva se împământenise un gând că nu va mai putea fi acel Ilie Balaci. Conștientiza asta. Și era foarte frică că nu va mai fi acel Ilie Balaci și atunci a, a preferat să se retragă cu toate că el mai putea juca. Mai putea juica, să joace, da. Și la SVIM mi se pare că a jucat un pic. Mai jucat, da, se intra, mai băga. Da, intra de de exact, da, intra și și Exact, da. Dar îi era frică că nu va mai putea fi acel acel Ilie Balaci. Și da, ugh, să știi că lui tata tot timpul i-a fost frică de penibil. Și a zis decât să nu fiu cel mai bun, mai bine nu sunt deloc. Și atunci a decis să se retragă. Lumea ar cataloga treaba asta, cu... deși este, o, din punctul meu de vedere, și vorbesc doar pentru mine acum, este una dintre mentalitățile pe care românii nu au avut-o niciodată. Eu sunt cel mai bun, eu fac, eu dreg. E, la el a spus o chestie. creava s-a născut și a murit odată cu mine. Eu am fost și cel mai bun, și cel mai frumos, frumos cel mai deștept. Adică, o chestie pe care americanii, wow! Da! Americani, da, stai, wow, stai și asemenea. să știi că. Americanii, americani. asta este o, un mod de educare a evreilor. Așa ar trebui să fie un om. Bă, eu sunt cel mai bun, chit că nu știu, nu știu să fac conving sau nu. Da, da, da știi din ce cauză? Comprat, pentru că la noi a fost foarte mult timp cultivată a, modestia aia adusă la extrem. Capul, pleca să ne nu Asta e, ceea ce pare o prostie. Exact, deci mai, noi dacă stăm să ne gândim în istoria noastră ca și popor. A, am avut, exact, și... uh, sintagme de genul ăsta. Nu am fost educați noi ca și popor să credem în noi. Bine. Pentru că, să știi că, la puterea acestui popor, dacă noi ne-am fi educați sau am fi fost educați, să credem în noi, noi eram foarte periculoși. Bine. Acest popor, cu uh, toate resursele pe care le are țara asta, că, ce să vezi, încă le mai are cu așezarea ei, cu pozi poziționarea geografică cu și cu populația tot da. tot exact și cu populația pentru că pe un pământ totuși atât de mix de foarte mulți ca și uh, populație. Dacă noi eram educați în spiritul ăsta, eram un popor foarte periculos. Sunt să exact. În schimb, noi am fost educați pe genul cap, capul plecasă să abia nu taie, uh, uh, să fi modest uh, dus la extrem, ceea ce din punctul meu de vedere modestia este bună până la un punct. Uh, de fapt, modestia poate fi egal, e, uh, po uh, poți pune un egal cu bun simțul, dar... Pe de altă parte, modestia aia dusă la extrem este cumva și apanajul mediocrilor. Exact. Înțelegi? Ce pot să-ți spun este că eu așa am fost crescută în spiritul ăsta. Că sunt... De fapt, tata mi-a spus tot timpul un felul următor, nu îmi zicea niciodată, ești cea mai frumoasă, ești cea mai deșteaptă, nu exista îmi spunea așa, poți, ai, ai, un cap, ai două mâini, ai două picioare, egal, poți. Aceia au mai multe capete, mai multe picioare. Exact. Și ăsta a fost cuvântul de ordine la, la noi în familie, poți. Și atunci am, vezi, am crescut cu chestia asta că eu pot. Ok, poate nu sunt cea mai bună, poate nu sunt, cu siguranță nu sunt cea mai bună, cu siguranță nu sunt cea mai frumoasă, cu siguranță nu sunt cea mai strălucită, dar pot. Pot, pot să fac lucruri. Și tot timpul din cauza acestui cuvânt pot, pentru că mi l-am bine împământenit în cap, cumva m-am și autoeducat în spiritul ăsta mie, mie, mie nu mi-e rușine să întreb dacă nu știu. Pentru ca să pot, trebuie să știu. Da, să știu tot. Da, și atunci nu mi-e rușine să spun, băi, eu nu știu asta, învață-mă să fac și asta. Uh, nu mi este rușine să-mi recunosc limitele uh, momentane. Știi? E, pe când vezi oamenilor în cel puțin în ziua de asta, cum să spun eu, că nu știu, mai bine stau acolo ca prostul și mă da, fac... Dar da, 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 da. Da, spun, băi, eu nu știu eu în situația sau uite cum știu eu să fac. Că poate metoda ta e mai bună, da uite metoda mea e asta, poate nu e cea mai bună, dar spunem tu cum știi să faci tu. Sau. Deci, iar vorbim, ajungem și ne ducem, ne întoarcem și ajungem tot la educație. De da, apropo de putuci, de... Uh... A putea. Dumneavoastră ați putut într-un fotbal. de fapt, într-un fotbal de bărbați. Că la noi în nu sau nu a existat până acum câțiva în fotbal de femei. La noi, nu, chiar Bine. dacă exista fotbalul feminin de anii 90, când Craiova a fost campioană. Da, uh, cum să spun. Ați reușit. Și. Mai nu pot să spun răzvan că am reușit la modul wow, am făcut niște lucruri. Uh, ce pot să spun? lucruri -ați făcut? Am reușit să supraviețuiesc într-o lume în care uh, oricum am dat, oricum am luat, -o. este misogină. Clar. La e la ordinea zilei. Deci, da, am reușit și m-am impus și datorită numelui meu, pentru că numele îmi dă prestanță, dar ulterior nu te poate ține numele la nesfârșit. N-ai cum. Da. O duci din glezne un pic cu numele, da, până ajungi să faci niște lucruri exact. faptic. Ei, în momentul în care ajungi să faci lucrurile că își dă seama omul că stai că e nu doar numele de ea sau stai un pic că și știe. Adică am, am o experiență în spate de 8 ani în care am reușit să reorganizez niște lucruri pentru că de fapt toată, toată treaba mea la un club de fotbal este practic să reorganizez niște business-uri să reorganizez niște structuri. Că nu mă duc eu acum să-i spun antrenorului de la 2014, stai că am venit eu cu o cu cu un sistem de joc nemai întâlnit. Nu, eu nu fac așa ceva. uite, pentru că în momentul în care podcastul ăsta va apărea, eu voi fi bine împământenită în jobul meu, să nu vină niciun părinte la mine să-mi spună, doamna Ana, nu joacă copilul meu, că nu mă interesează. Asta e treaba antrenorului cine joacă, nu este treaba mea. Deci eu vin aici doar ca să reorganizez niște structuri după niște principii. Evident că principiile astea sunt în corelație cu niște normative ale UEFA, cu niște recomandări ale UEFA, pentru că să știi că chiar dacă unele nu sunt aplicabile putem să le găsim o aplicabilitate parțială pentru că da, poate că în momentul de față infrastructura nu ne permite dar într-o mică parte vedem unde putem să o așezăm și cum putem să o, să o facem Dar totuși, de unde iubirea asta pentru partea administrativă a lucrurilor? Pentru că Ilie ce a fost antrenor lor. Uh, aveai să... discuții despre fotbal? Uh, aveam discuții despre fotbal, da, dar să știi că aveam foarte multe discuții pe partea de asta administrativă și de organizare. Aveam foarte multe, aveam discuții cu tata pe, pe părțile astea. Uh, era un pic greu să înțeleagă că lumea e într-o schimbare și că îi spuneam inclusiv tată nu mai face comparația cu atunci când te duceai tu la fotbal lumea s-a schimbat, părinții s-au schimbat, copiii s-au schimbat, toată lumea s-a schimbat, tot tabloul nu mai este ăla, nu mai avem nici măcar un element care să ne, ră să ne fi rămas în picioare din tabloul ăla idilic pe care tu îl știi. Și atunci, să știi că uh, începuse să-și dea seama că da, s-a schimbat, i gândește-te în primul rând că cu tine nu mergea nimeni la fotbal, nu te ducea nimeni de mână, tu te-ai dus cu pițurcă, cu boldiș, cu cine te-ai mai dus, faci tu și voi, că jucau unii, da, faci tu și voi. Acum părintele aduce copilul pentru că copilul nu mai are mobilitate singur. <coughs> cum aveau pe vremea ta, cum aveau pe vremea mea. Da, ieșeau afară să-i jucau. Nu, se... copiii nu mai au mobilitate. Ei merg, sunt duși de părinți. Sunt purtați de părinți încolo încoace. E cumva normal, pentru că s-au schimbat timpurile și social, și în toate felurile, da? Și încercam să explică tabloul ăla idilic pe care el îl știa în ziua de astăzi nu mai are aplicabilitate. Și să știi că aveam tot felul de discuții de genul ăsta. Iar mie tot timpul mi-a plăcut uh, chestia asta de organizare și de reorganizare. Uite, spre exemplu, la câva nu pot să, să spun că vin să organizez vin să reorganizez pentru că aici este o organizare doar că evident trebuie să gândim lucrurile în așa fel încât să facem chestii pozitive, să facem uh, lucruri ca, de care uh, are nevoie clubul ăsta și de care are nevoie brandul ăsta Doamna Marila, suntem la, la final vă mulțumim tare mult Cu pentru că ați acceptat invitația eu vă urez mult succes. Mulțumesc. Să facem treabă împreună pentru că să suntem toți acolo băgați. Da. Da. Eu da. să am ce, ce vă întreba și ce scrie. Si, și, da, și eu să am ce... ce să te epistonez, Să da, da, vreau da. postare, sau exact. nu știu Așa ce. Să fie, vreau. Să mă sunați prin <laughs> dată și atâta, să spuneți, uite, da. am făcut asta și tu n-ai pus și da, da, da Așa da. să Vreau să vă întreb acum, ultima întrebare. Dacă Elie Bala ce era aici, cât ar fi durat un podcast? Oh. Două săptămâni, ce vorbești? No, era Trebuia să faci multe episoade. Facem un, multe un mic Dallas, da, avea foarte multe povești. Cu siguranță e balat și el lângă noi și lângă noi, Statea Greva, tot timpul. Asta cu siguranță, da. Mulțumim tare, mult cu și drag. mult succes! Mersi, să câștigăm campionate tot. la juniori și, bineînțeles, la echipa mare să-l vedem pe altcineva. Este sus. foarte important să câștigăm campio un campionat la echipa mare. Uh, într-adevăr în economia timpului, în economia jocului sunt foarte bune și campionatele de juniori, dar noi de la eu personal de la junior îmi doresc cât mai mulți copii promuvați la echipa mare. Acolo e. este campionatul câștigat corect, de noi. Corect, corect. Și pe aici să-l vedem Sus. Pe Ati să-l vedem acolo unde uh, vrea Dumnezeu să-l vedem, acolo unde este locul. Și pe Hristos să fie într-un serial la, da, la, la Netflix. Pe Hristos, <laughs> exact, exact. da, la Netflix, exact, exact, da. Tare mult. Cu drag, cu drag, mulțumesc și eu.